Bună seara! E prima dată când începem un vlog seara, ca să-l terminăm a doua zi, dar sunt foarte bucuros, am găsit în sfârșit creier și am găsit creier proaspăt. Să știți că de două săptămâni m-a rugat cineva să fac o rețetă de creier și nu am găsit absolut nicăieri, nu se mai găsește creier, nici congelat, nici niciun fel. La toate magazinele, de la Selgros, Carrefour, Mega, toate magazinele. Și am găsit astăzi creier proaspăt, nu congelat. Acum, până mâine vreau să-l las în apă cu gheață, îl pun la frigider ca să se curețe el bine de sânge, de tot ce mai are. Și mâine dimineață ne vedem cu rețeta de creier pane. Mamma mia! Am pus în apă cu gheață și cadou pentru mine am văzut și ceva măduvioare între bucățile de creier. Uitați! Mamma mia! Abia aștept mâine să gătim creierul pane. Poate facem și două măduvioare să fie bucurie. Bună dimineața! Astăzi am mai tuns un brad, cum am priceput, dar a ieșit destul de bine. Am dat o formă așa de tirbușon. Și continuăm creierul. Eu l-am stat peste noapte ca să se încă sângele din el, am mai schimbat toată apa. Acum o să-l pun la fiert în apă, apa când aproape începe să fiarbă, o să pun creierul acolo. Pentru mine cel mai important mi se pare etapa asta, neapărat fiert în apă cu sare și cu ceva oțet. Uitați, atâta, nu mult, și ceva sare. Când începe să crocotească, pun creierul și mai mult de 5 minute nu-l lăsăm la fiert, la foc foarte, foarte mic. Asta este cel mai important, că el se strânge și devine utilizabil, ca noi să putem să facem pane. O să fac și un piure cu hrib. Am aici o pungă cu hribi deshidratați. O să iasă, vă dați seama, o nebunie. Ingrediente puține astăzi, dar rezultatul o să fie spectaculos. Haideți că pun creierul la fiert și continuăm. Cât timp opresc creierul, am pus hribii la hidratat, în apă călduță, îi las așa 10 minute și după aia putem folosi. Miros atât de bine, miros acela pregnant de ciupercă. 5 minute am lăsat creierul, s-a opărit. Deja s-a strâns, vedeți că cât de bine arată. Am găsit și vreo două măduvioare, o să le facem și pe ele. Uitați ce frumos a făcut. Acum putem lucra cu el. Acum cât este cald, eu o să-i pun și ceva condimente. Am aici chimion, piper, sare, boia dulce și boia iute. Dumneavoastră puneți ce vă place și cât vă place. Îi pun condimente ca să se absorbă bine și după ce este rece ne apucăm de făcut pane. Ce vreau să vă zic? Întotdeauna o să rămână și bucățele mai mici de creier. Astea nu prea merg făcute pane, dar nu le aruncați, sunt delicioase. Faceți ceva, nu știu, o omletă cu ele, cu puțină ceapă călită, cu creier, cu ouă de casă. Este o nebunie, e păcat să le aruncați. Ele pot fi mâncate și așa, cu puțină sare, este delicios. Acum o să mă apuc de pane. Avem făină, 3 ouă de casă și pesmet. O să le dau creierul prin astea, 3, și îl punem la prăjit. Am format gogoșelele din creier, făină, ou, pesmet. Acum am pus ceva ulei în tigaie și le băgăm la prăjit. Focul nu trebuie să fie foarte tare. Perfect. Câteodată creierul când îl prăjești face o spumă albă.
să nu vă speriați că așa face creierul. Nicio problemă. Lăsăm așa la foc mic, le întoarcem de câte ori este nevoie și după aceea scoatem pe un șervețel ca să se mai absorbă din ulei. Opresc focul și scoatem gogoșelele noastre. Uite ce bine arată. Dar să vedeți gustul. Am pus și cartofii la fiert. Facem și piureul. Cât fierb cartofii, am pus puțin ulei de măsline într-o tigaie cu ceva ceapă, o ceapă mică, tăiată mărunt. Și călim puțin și hrivii, pentru că ei sunt cruzi. I-am hidratat, arată foarte bine, dar trebuie puțin gătiți. O puțină ceapă, ulei de măsline. Pun doar ceva sare și atât. De data asta am tăiat ceapa mărunt, ca de salată. Toate de vinte, de icre. Să vedeți ce gust bun o să dea la piure, ceapa și hrivii. Mama mia! Poate punem și puțin pătrunjel, îi dăm culoare mai frumoasă. Pun și hrivii acum. Opa, am dat și pe lângă. O să dau focul mai mic acum. Și gătim puțin. Mama mia, cum miroase aici. Piureul este gata. Acum pun și hrivii deasupra. Pun și puțin pătrunjel. Și amestec. Să vedeți ce gust bun are. Și culoarea e frumoasă. Dar gustul e demențial, vă dați seama. Cu hribi. Ce poate fi mai bun? Uite așa. Uitați cum arată. Haideți că punem farfuria. Farfuria este gata. Uitați cum arată. Am pus și puțin gogoșar. La creier puteți să puneți și puțină lămâie dacă vreți. Acum o să pun ceva fulgi de ceapă. Așa, peste tot. Vă imaginați acum gustul. Mănânci cu ochii. Arată extraordinar, dar și gustul, vă spun, trebuie neapărat să încercați. Se face foarte repede. Mie mi-a luat, nu știu, o oră cu totul. Mai și filmez. Vă urez poftă bună. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru încurajări. Și nu uitați, ținem legătura.